Bună, mi-ați trimis o înregistrare audio. Cine a făcut-o și ce reiese din înregistrare aceea? Domnul Loreg, eu am înregistrat această înregistrare când mă certam cu Valentina Fodoi, în timp ce doamna vroia să-i dau cheile de la casă. Și eu am făcut înregistrarea aceasta, doamna nici n-a observat când eu am făcut înregistrarea aceasta. Eu am vrut să obțin de la dumneiei cum vorbește despre bani. Am vrut să văd dacă ea să vorbească că a luat banii de la mine. Și eu am spus că n-am luat, eu nu i-am dat bani, dar i-a dat soțul. Vorbește în înregistrarea aceasta care am înregistrat-o eu. Că ea pretinde că nu a primit bani pentru casă și de asta va lungă de acolo. Da. Și așa acum din proba asta reiese că nu dumneata ai dat bani și asta e adevărat, dar au luat bani de la soțul dumneavoastră. Da, da? El spune că de la soțul a primit bani, dar soțul a lucrat la Moscova în vremea așa când am luat o casă și soțul a trimis niei bani pe bancă și eu am luat banii de la bancă și eu am dat doamnei banii pe casă. Și el spune că de la soț o primit, dar când s-a dus soțul la poartă la dânsa, i-a zis la soț că el nu a primit niciun bani de la mine. Și spune, dar soțul zice, cum așa dacă femeia ți-a dat bani pe casă? Dar el zice că nici tu nu ne-ai dat nică. Dar eu în registrarea asta, eu am înregistrat-o, cum eu am spus, că eu i-am dat, soțul i-a dat bani pe casă, dar era și vecina de alături când merge ceata aceasta cu doamna Valentina. Cum o auzit că e striga, că eu lui Serioja să-i dau banii, dar nu ție. Și până la urmă ați sesizat organele, se ocupă poliția, procuratura de cazul ăsta, că pare o schemă de înșelătorii, să ia banii și să vă alunge din casă, asta e cam penal. Da, am fost și am vorbit ieri cu avocatul, domnul Valeriu de la Soroca, Vitalie de la Soroca, și a spus că el se ocupă de cazul acesta, trebuie astăzi. Mă duc, dar n-am avut timp. Dar de săptămâna viitoare, ne pare ca să începem, să dăm mai departe, să vadă și a face și legea. Dar în orice caz aș vrea să audă lumea aceasta, înregistrare, să vadă, să o știe bătăți și fel de om. Da, nu mai trăiți în casa aceea, da? V-au scos și... Nu trăim în casa aceea. Și plătiseți aproape integral sau cum? Da. Fără alte probe. Fără alte probe. Numai înregistrarea aceasta o avem. Pentru că e rudă. Da, am sora și cumnatul, dar ele nu merg. Care spune că instanța judecată merg, cam altul care spune că nu, dar numai înregistrarea asta o am cum ea vorbește. Uh-huh. Și poliția, procuratura încă nu a ascultat înregistrarea asta. Nu, că m-am dus la poliție, la procuratură, ei întâi spune că întâi trebuie să aduc și ei și că doamna nu recunoaște că a luat banii de la poliție. S-o duc la avocat. Da, e complicat. Bun, o să încerc să public, probabil nu integral, că acolo sunt minute, 16 minute mai tine, nu? O să public numai bucată în care iese și ceva de bani, da? Da. Mulțumesc pentru încredere și pentru apel. Domnul Oleg, eu vă mulțumesc frumos. Dar sper să ajute, dar mediatizarea nu întotdeauna contribuie. Mai degrabă trebuie în paralel mediatizarea cu adresarea la organele competente, organele de drept, poliție, procuratură, instanța de judecată. Și noi cu mediatizarea doar să facem așa, presiuni prin opinia publică, să ajungă la obrazul omului ca organele să procedeze conform legii. Cam asta e ideea de mediatizare. Da, domnul Oleg. Vă mulțumesc frumos. O zi bună, Dari.
Eu stai la Mocu și îmi schimb la Mocu să nu îți schiei la noi și îmi spui minciuni. Chele s-a dus, eu nu știu și pe chele s-a dus. Eu am spus că era la tundru cheiul ăsta, nici nu te rei. Eu mă serios, atât să-mi spus cum ați fost firul ăsta. Cum ați vali. Serios, și ești de oada. Tu te spun la hui, nu ne jenis. Nu cum ați vali. Nu, nu. Eu stăt în ideal asta și la cum ați vali. Că și-a dus cinul, nu mai vine de locul ăsta. Eu n-aș știut că să ajung la șef. Să-i spune aia, să am o... Nu, nu, dar e ca teamă. Nu, Eu până am uitat!